Și ce ați făcut la prima cursă? Bun. Ai încercat să fugi? Am vrut să plec, m-a oprit Codruț și cu domn profesor Ștefan Vasile. Bun. A zis, stai mă, așa. Am raliu-i lui. Și mai țineți minte ce ați făcut? Tot. Dar cum să nu? Tot. Ne-a încurajat, ne-a zis, o să vă luați o bătaie aici la asfalt. Terminat, da. Ca ne-i cu Danemarca în 89. Mai rău decât să ne-i bată geboasă, ne facă poftiți la joc, știi? Mulțumim ne-i, că am intrăm acum cu forță. Cam așa. Adică să ne omoare ăștia ce poți? Mai mult decât să vă luați bătaie. Și v-ați luat bătaie. Dar, atenție, pe o probă specială. Pe ultima probă. Pe ultima probă, da. Și-a luat Răzvan al meu, având ce, hai tată să-i dăm. Dă-i. Mergea dictarea. Dar ce nu mergea, era și în coborâre. Ideea seama, era că era proba la vale. Ma. Și m-am dat zic, bă, dar ce bine, mergem, dă-i, ce putea de frâne, nu mai... Și ajungem la final în Timișoara, nu știu, n-aveam, de unde telefoane s-a fi, da. Cine știe ce. Și am ajuns și s-a fișeau timpii pe probele speciale. Și văd timpii pe probele speciale, urcam pe... Dar nu era consiliul la ce era, nu mai țin minte. E relevant, o clădire importantă. Primăria, consiliul, casa de cultură. Trepte și sus erau afișați timp. Și mă duc acolo și văd PSM, nu mai știu cât era. E relevant, ultima probă. Zic, băi nebunule, l-am bătut pe Horaciu, pe Horaciu Ionescu Crist. L-am bătut, l-am omorât. Unde l-ai bătut, bă, zăpăcită? Vino, mă, să vezi timpul, uite unde suntem, uite cât de bine am mers. Hai, cască, ce am avut de demonstrat, am demonstrat, da, plecăm liniștiți. Da, venisem într-adevăr pe proba aia, cred că 7 sau 8 la general, ceea ce era wow. Ce nu ne ducea pe noi bibilica la ora aia, că nu era power stage ca acum să conteze ultima probă. Jocurile erau făcute. Parcurs, da. Da, și probabil nimeni n-a mai forțat pe proba aia, numai două creiere de mai mult să se jupă gâtul acolo, că acolo facem noi performanță. Da. Bun, și după aia ușor, ușor. După aia am ajuns la Cluj, pe Macadam. Iar direct la, adică... Cu niște anvelope speciale Victoria Florești, pe care l-am botezat noi de pomană. Uite, atât erau niște biscuiți. Deja domn profesor ne-a zis, aici e Macadam. Aici e altceva, e raliu. V-am zis că o să vă luați bătaia la asfalt, v-ați luat. Vedeți, să vedeți aici. Aici, o să, dacă aici s-ar putea corect, să fiți acolo. Aici sunteți acolo. Și așa a fost, doar că a trebuit să plecăm ușor cu coada între picioare, că am pierdut scutul și ultimele două probe am mers mult mai ușurel așa. Mult. Și dictarea vrei să spun pe ce noi fiind a fost pe doi. Evident că am uitat să-mi cumpăr caiet studențesc, normal. Și pix. Și am găsit noi la un dat la intrarea pe probă, era un butic. O frunză cu era un butic. Am înțeles. Am intrat la butic, sărut bună doamnă, bună ziua, domnule, mă puteți ajuta și pe mine cu niște foi? Ce am făcut? Cu niște foi de neadă, care împachetați dumneavoastră în Paris. Eugenie, avem... Am, dar să știți că nu sunt chiar groase, aveți destul de groase, doamne ajută, sunt foarte bune. Dar un capsator aveți? Da. Dați-mi mie că am vreo... Mi-a dat așa un teanc de hârtie din ala, capsa repede, hai tata să dictăm. Și pe proba aia am avut și prima reacție extraordinară de frumoasă din partea unor doamne. Funny. Da? Da, care ne-au arătat nurii voluptoși. Și îți dai seama că s-a dus dracu dictarea. Băi, e fiertă acolo. Deci erau și cu din astea? Unde au dispărut, mamă? Nu știu, doamnele astea, că acum nu prea. Nu știu, dai. A fost absolut senzațional. Bun, și ușor, ușor s-a cimentat relația? S-a betonat, nu s-a cimentat, ce să mai... A fost suficient. Bine, noi ne știam dinainte, eram foarte bun prieten din cartier, nu se punea problema. Și, dar de la prima cursă noi am avut o conexiune. Pe urmă, din păcate, n-am mai putut eu să merg și Răzvan a început să alege cu Dodo Pițigoi, nu? Cu Dodo ai mers. Uh-huh. Așa. Atunci, în anul ăla, cu atunci, în anul ăla. Și în anul ăla am primit o primă ofertă de la Bebe Balea. Și cu Alex Filip atunci. La Pitești, când eu am stai puțin, cu Bebe. Să fură copiloții de la alte echipe, vin oameni se împrumută, se fură, cum vrei tu să îi spui, nu e problemă. Noi nu puteam se fac să... transferuri, adică... Exact, se fac transferuri. Inclusiv acum a încercat-o anul trecut. S-a și umflat, a zis că pe ultima probă știe el că la Iași. Hai mă, să o luăm de la început, să spunem cum început. Nu știa anul trecut la Iași dacă poate să meargă. Și am întrebat, băi, m-a sunat Cristi Timisică. Apropo, Timisică, nu Timișică. Să ne înțelegem. Da. A urlat omul de 10 ori, cred, Timișică. Timișică! Timișică! Da, deci Cristi Timișică, Timișică! Și m-a sunat Cristi, zice, băi, n-am navigator, ce faci la Iași? Zic, băi, fac bine la Iași, uite și câtă treabă am la birou. Ce, nu vrei să mergem? Stai mă să-l întreb pe Răzvan, că ăsta e până concediu, nu știu dacă avem bani să mergem. Dacă se lipește ceva, stai să aș vrea să merg cu Răzvan, că totuși mergem atâta timp împreună. Bun. Și familia e familia, știi cum e, o pui pe primul plan, nu stai la discuții. Corect. Și eu sunt pe ăsta, mă, ce faci? Păi, în Grecia e bine, e soare, e frumos, dar nu știu dacă ne dăm la Iași. Zic, mă, m-a sunat Cristi, tu când știi? Mă, eu mă întorc vineri, de-abia luni știu.
Păi zi-te, mă, la săptămâna la altă era eu. Lasă-mă, dacă e, du-te cu Cristi și mă dau cu Manuela, nu-i problemă. Bine, tată, nicio chestie. Mă sună, nu ce, bă, s-a lipit, gata, vin și eu cu Manuela. Bă, am apucat și am promis omului, mă duc eu. Du-te, mă, liniștit. Normal. Și a fost? Da. Nu, că noi suntem, să știi că noi avem o... Poate că asta ține de educație și de ce ne-au învățat ai noștri. Mă, cuvântul-i cuvânt. Clar, și noi mai mergem pe un principiu foarte clar, bunul simț. Și să știi că și regulamentul noi îl considerăm ca fiind o chestie de bun simț. Adică, până la urmă, trebuie să respecti regulile din bun simț. Da. Nu că ți impune cineva sau că spune vreunul pistolul la cap. Ceea ce nu oprește legea, oprește bunul simț. Corect. Și la, și la Iași, mă, ne bătea Răzvan cu nevasta de nezăpăcea. Cât aveai în față pe ultima probă? Înainte de ultima probă. Nu știu, vreo 20 ceva de secunde. 20 de secunde. Imensitate. Nu era chiar așa mult. Și deja am început să merg bine și eu cu Cristi și zic, băi, Cristian, fii atent că ăsta... Bine, de fapt, nu i-am spus. Începe proba și mintea mea a fost, băi, Răzvan o să o lase moale, că e ultima probă. Știe care avansul ăla de 20 de secunde? Cristian, ia hai, tată. Hai să-i dăm. Dă-i. Asta în față, cu nevastă, să știe ce mai e senilul ăla în spatele, nu, n-are rost, ăla știe cum funcționează treaba, dacă nu-l aleargă pe Cristi pe aici, de zăpăt, ia hai mă să nu stăm, să nu-l lăsăm. Să dăm și noi. Hai să dăm și noi. Și la final îți dai seama, să stricase și telefonul sau nu știu ce s-a întâmplat și n-am avut timp. Și n-am apucat să ne uităm pe timp, Cristi, și lasă-mă de încolo, de încolo, ne interesează, am zis să ne distrăm. Și când mă uit pe timp și văd că ne-a articulat asta o bătută de neliniștit pe ultima probă, știi, ne-a calmat. Și hai mă, și la moment să în service, zice, ce ai făcut, mă, ce băia? Păi știam că ești în spate și zis, lasă-mă că nu-i probă. A fost frumos, de ce să nu? Foarte drăguț. A fost un moment chiar foarte drăguț. Practic a fost prima dată când am fost în mașini diferite, egale. Și la aceeași clasă, da. La aceeași clasă, tot, adică bătaia directă. Dar e mai ușor fost... sau mai greu cu soția? Cinstit. E la fel, bine. Adică, băi, las că vezi tu acasă. Poate să fie mai greu dacă faci o pană, că trebuie să preiei mai multe sargini la pană. Adică, nu ăsta pot să-i dau o roată în cap, deși am avut experiență cu pana și am făcut-o varză. Adică, în vreo 5 minute. Prima cursă a venit cu caietul ăsta studențesc? Da. Un alt caiet studențesc. Da. Și le-are ordonate, aranjate, colorate... Altfel. A de doamnă, altfel. Nu ca la noi. Altfel. Doamnele sunt un pic mai ordonate. Dar să știi că apropo de treaba asta... Colorate. Sublinează culori diferite. Așa, să știi că e important, da, e important, pentru că dacă ai, de exemplu, nu știu, atenția, ți-o notezi cu roșu, sau, nu știu, capul de pod când îl notezi, pentru că trebuie un viraj, să știi când e un cap de pod, că dacă te înfigi în el, ai liniștit-o, nu se mai întâmplă nimic. Și dacă îl notezi cu verde, să zicem, sau cu roz, sau cu orice, îți sar în ochi și atunci culorile s-ar putea să le percepi mult mai repede decât scrisul în sine, știi? Foarte tare asta. Da, e o chestie foarte tare. V-ați dus departe rău de tot cu culori la cap de pod și cu... A, da, ce crezi că suntem singuri sau ce? Vezi, da, treaba ta. Așa, pe mondial sunt la fel. Cât e? 50-50? Sau cât e maestria pilotului și cu băiatul cu care tu studențe? Sau cum e? Cum ar veni? Complicat de calculat. Da? Pe mașina nu mai calculăm? La mijloc e și... Bronholm zicea că mașina e vreo 20-30%. Eu zic că e mai mult. Bine, la el probabil că nu conta, știi? La ei care au condiții egale și așa, probabil, da. Da. Mașina contează, bineînțeles. Și restul cred că amândoi sunt 50-50. Pentru că dacă degeaba ai un pilot curajos dacă nu e talentat și degeaba ai un copilot curajos dacă nu e în stare să-ți dicteze ce urmează. Ce trebuie. Știi? Nu poți să aibă încredere. Bun, exact. Dacă nu nimerește... Și trebuie, trebuie o legătură foarte strânsă între cei doi. La noi deja s-au petrecut atât de multe lucruri. Noi suntem, ți-am spus, înainte de toate suntem familie. Și e foarte important, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le simți din vocea lui, din modul în care respiră. Sunt foarte multe chestii pe care le simți și din modul în care abordează. Dacă nu te știu, uiți în urmă cu două etape, am avut noi un moment la Harghita, acolo poți să vezi că încrederea e 100%. Noi am făcut o greșeală la scriere acolo și când am venit în cursă pe dictare, eu nici n-am ezitat. Era un alt viraj decât cel care l-aveam noi notat acolo. Codruz mi l-a spus, eu m-am comportat ca atare și vă duc. Și am avut noroc că eram acolo. Am aterizat pe un drum. Bine, pentru că noi suntem fan Macadam, asta am uitat să spun. Pentru noi asfaltul e așa, o glumă. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!